Conflictul izbucnit în urmă cu un an de zile între Maria Dragomiroiu și Elena Merișoreanu este departe de a se stinge. Noile declarații făcute de Maria Dragomiroiu au scos-o din minți pe Elena Merișoreanu. Invitată la emisiunea lui Denis Erifai, Maria Dragomiroiu a făcut noi declarații care au scos-o din minți pe Elena Merișoreanu. Este Elena Merișoreanu invidioasă pe dumneavoastră? Nu. Eu am spus că minciuna este o boală. Sunt oameni care mint și în jurul acestei minciuni fabulează și fac o poveste. Îmi pare foarte rău, eu chiar am apreciat-o, a fost și la nunta mea, mi-a pus mulți bani pe masa. De ce să fiu invidioasă, Doamne ferește? Nici ea nu are de ce. Mi-e și greu să spun mincinoasă, are o vârstă, e mai mare cu vreo 8 ani și mă jenez să spun asta, a declarat Maria Dragomiroiu la emisiunea 40 de întrebări. Reamintim că anul trecut, la emisiunea lui Cătălin Măruță, cântăreața de muzică populară a spus despre Elena Merișoreanu că este mincinoasă, răutăcioasă și invidioasă. Spune 3 defecte ale Elenei Merișoreanu. Din păcate, așa este, mincinoasă, răutăcioasă și invidioasă. Dacă așa i-a fost dat să trăiască pe acest pământ, probabil nu vrea să fie așa, dar nu poate să se abțină. Îmi pare rău pentru ea, nu sunt supărată, dar sunt convinsă că nu poate să fie fericită. Să minți, să creezi o poveste și să o crezi și tu, înseamnă că ești tare, a spus Maria Dragomiroiu la testul cu sosuri picante, în cadrul emisiunii La Măruță. După toate aceste declarații, Elena Merișoreanu a răbufnit. Cântăreața o acuză pe Maria Dragomiroiu că l-a despărțit pe actualul ei soț de familie. Vai de capul meu, hai să spun ce știu și eu. Atunci când a plecat de la primul bărbat, a venit la mine acasă și la soțul meu să-i păstrăm niște lucruri. Eu n-am niciun motiv să fiu invidioasă pe ea, să spun de ce, eu, de la 16 ani, am fost angajată la cel mai mare ansamblu, Rapsodia Română, am premii internaționale, am lucrat cu profesioniști. Ea a despărțit un bărbat de femeie și de un copil, i-a luat bărbatul femeii. Din punct de vedere profesional, n-am nicio invidie pe ea. Eu am ajuns acolo prin muncă, respect față de oameni, așa am rezistat atâția ani la Rapsodia Română. N-am niciun motiv să fiu invidioasă pe ea, i-am cântat și la nuntă, am fost la petreceri împreună. De ce să fiu invidioasă pe ea că l-a despărțit pe Bebe soțul Mariei Dragomiroiu de nevastă sa și de copil? Și când a murit băiatul lui Bebe, ei se distrau în America. Eu n-am despărțit pe nimeni, am o căsătorie cu bune și rele, neîntreruptă, a declarat Elena Merișoreanu, potrivit Star Popular, conform România TV.ro.